veniți! Veniți să vă aprind în suflete lumina stinselor fătlii și în minte fantasmagoria și vraja eternelor magii. Dacă ați putea și voi cândva, pornind grăbiți pe urma mea, să cutreierați pământul tot în lung și în lat și fund de văi și vârf de munți necercetat, să cercetați. Dacă ați putea întâlni și voi ce am întâlnit, femei cu ochi frumoși de bronz ce le-am iubit și le-am iertat, căci toate mint, cum i-au mințit pe toți pe câți i-au întâlnit. Această atmosferă cu coconii din Desești și cu poezii recitate de actorul Claudiu Pintican a deschis expoziția personală de fotografie Aquaprint intitulată A 69-a primăvară a artistului plastic Doru Dragoș. Evenimentul a fost organizat de Asociația Artiștilor Plastici Alexandru Șainelic în colaborare cu Biblioteca Județeană Petre Dulfu. Expoziția oferă vizitatorilor ocazia de a admira o colecție impresionantă de lucrări de Aquaprint, fiecare capturând esența și frumusețea primăverii prin ochii artistului. Doru Eugen Dragoș, un nume bine cunoscut în lumea artelor plastice, își dezvăluie talentul și sensibilitatea prin aceste fotografii deosebite, invitând publicul într-o călătorie vizuală plină de culoare și emoție. Emoția, cred că e cuvântul cel mai potrivit pentru momentul și pentru clipele care le-am petrecut astăzi aici, pe simezele Salonului Artelor de la Biblioteca Județeană Baia Mare. Am avut bucuria să am în jurul meu oameni deosebiți, oameni cu un profund și penetrant sentiment al frumosului. Expoziția oferă publicului larg suficient timp pentru a descoperi și aprecia frumusețea și originalitatea lucrărilor expuse. Vizitatorii sunt așteptați să se bucure de această experiență artistică inedită. Doresc ca și pe viitor cei care vor avea parte de a viziona expoziția să realizeze și ei ceea ce și eu, prin umilul meu sprijin, am reușit să inoculez poate altora acest deziderat. Deci noi întotdeauna va trebui să ne refugiem în ceva. Arta, după câte știu, e unul dintre cel mai frumos loc unde te poți rătăci. Iar rătăcirea e divină. Expoziția A 69-a primăvară poate fi vizitată la Biblioteca Județeană Petre Dulfu în perioada 26 iunie-5 iulie.